Expoziția Formarea și activitatea gărzilor naționale în zona 3 scaune, Ciuc și Odorhei, desemnarea delegaților și participarea la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, reunește documente scrise și fotografii din perioada 1918-1926 și componente informaționale care punctează aspectele zonale ale ambei mișcări unioniste din anul 1918, precum și contribuția românilor din fostele comitate 3 Scaune, Ciuc și Odorhei la pregătirea și înfăptuirea Unirii. Expoziția este structurată pe câteva teme care urmează succesiunea evenimentelor. În cadrul primei teme sunt prezentate cele trei momente succesive prin care în anul 1918, în contextul generat de deznodământul Primului Război Mondial, s-a desăvârșit unitatea națională prin unirea Basarabiei, a Bucovinei și la 1 decembrie a Transilvaniei cu România. A doua temă evidențiază două momente esențiale și anume constituirea la 31 octombrie 1918 a Consiliului Național Român și apelul acestuia din 6 noiembrie intitulat către Națiunea Română, prin care îndemna la constituirea de gărzi locale pentru susținerea ordinii și apărării vieții și avutului oamenilor. Apelul a fost urmat de o mobilizare deosebită și în perioada noiembrie-decembrie s-au constituit consiliile și gărzile românești, comitatens și cele locale. Ele au apărut alături de gărzi similare maghiare sau săsești, proporțional cu structura populației și au funcționat până la 15 ianuarie 1919, în locul lor fiind instituite apoi organe de pază și siguranță. A treia temă relevă faptul că și aici, în zonă, românii au dat curs apelului Consiliului Național Central și în frunte cu preoții, învățătorii și alți lideri locali s-au mobilizat și au ales consiliile locale și au organizat gărzi locale. În cadrul următoarei teme sunt prezentați nominal cei 48 de delegați din zonă care au făcut parte dintre cei 1228 de delegați la Marea Adunare Națională. Dintre cei 48, 35 aleși în cercurile electorale și 13 reprezentanți ai protopopiatelor, ale unor reuniuni și asociații și ale gărzilor locale. Următoarele două teme se referă la organele puterii de stat și legislative provizorii din Transilvania și membrii în Marele Sfat Național, originari din zonă, de asemenea prezentați tot nominal. Expoziția se încheie cu momentul încoronării regelui Ferdinand ca rege al României reîntregită. Documentele din expoziție au ca sursă fonduri și colecții de la Arhivele Naționale București, Covasna, Brașov, Mureș, de la Muzeul Unirii din Alba Iulia, Muzeul Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, Centrul Ecleziastic de Documentare, Mitropolit Nicolae Colan din Sfântul Gheorghe și colecții private. Expoziția, proiect din cadrul Programului Național Centenarul Marii Uniri, a fost realizată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan și Muzeul Bisericii Sfântul Nicolae din Brașov.